Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă carieră de la FIFA 2014. Înainte să începem, am văzut voturile dumneavoastră, și sunt destul de fericit. Vedeți că am reușit să continuăm cu acest canal. Am văzut că peste 200 de oameni ați votat să continuăm. Deci, dacă a fost peste 200 de voturi pro, de ce nu putem strânge măcar 100 de like-uri, 100 de oameni să apese pe butonul de like? Vrem să vă mulțumim pentru acest sprijin, pentru cei 200 de oameni care au... care au reușit să voteze, da, să continuăm cu canalul, pentru toate like-urile care ni le-ați dat și pentru dislike-uri, pentru că nimic nu poate fi perfect până la urmă. Ce să mai? Să începem manager carier, vom face cu Steaua București, am pus mâna pe un patch foarte, foarte tare, versiunea 3 a RNGP-ului și sunt transferurile făcute la Steaua, sunt Mărtean, toți ăștia, Pintili plecat, Tătărușanu, mai este, sunt transferurile făcute și în străinătate, scuzați-mă, și în străinătate din noul... Și în străinătate din noul sezon este James Rodriguez la Real, lui Suarez la Barcelona și toate transferurile astea noi. Așa, să dăm de la amator pe legendari, 4 minute valută euro, să ne punem și noi în Liga Campionilor, pentru că normal suntem o echipă de Liga Campionilor. Grupa noastră este cu Basel, Schalke și Chelsea, o grupă care am avut-o și în realitate. Și vrem să facem performanță foarte mare aici la Steaua, vrem să fim noul manager la Steaua, noul antrenor, Mr. Ultra. Și vreau să fie o carieră foarte lungă, facem performanță mare, vă spuneam, să câștigăm chiar Liga Campionilor, pentru că, na, putem face asta, să construim din Steaua o echipă de 5 stele, o echipă cu vedete foarte multe, dar ce drept o echipă românească unde nu vor lipsi românii. Oricum o să vedeți ce transferuri o să facem. Momentan nu avem cel mai grozav buget, dar dacă o să câștigăm mai multe competiții, vom avea destui bani să cumpărăm jucătorii mai scumpi cu o valoare mai mare, spun eu. Da, vedem echipa noastră. Fernando Varela este destul de bun, îmi place de el, mie chiar îmi place de el. Poate juca și pe dreapta și pe centru, un fundaș foarte bun. Gardo Sucala este destul de bătrân, o să-l pune pe lista de transfer. La Tovlevi și el în sezonul viitor oricum s-ar putea să-și ia sayonara, are 28 de ani, deci destul de bătrân și acest la Tovlevi. Sunt Mărtean, nici nu puteți să-l pune pe transfer, e bătrân, aproape că se va retrage. Filip e tânăr oricum, la ce transfer o să facem, nu știu dacă va mai fi el titular. Stanciu, Adibo, Patănase, Echipciu, jucători tineri, jucători foarte buni, de mare valoare, spun eu, care o să ne fie de mult ajutor. Dar primul și primul să-l punem, deci, pe Sucala. Lucas Sucala intră pe lista de transfer. Iată și echipa care am reușit să o construim cu acei bani puțin pe care am avut. Am făcut o formație 4-4-2. Dunguța fac un jucător care l-am luat de la Barcelona B. Are niște statusuri foarte bune, chiar dacă are overa 65, are 19 ani și este destul de bun, un atacant de clasă, de valoare. Chipciu mai este în atac cu el. Augustinho K, sau Sa, cum se spune, este luat tot de la Barcelona B, portughez, acest jucător care joacă cât mă dare, balans 83, stamina 80, este destul de bun acel jucător, ăsta e, fuhui, ăla e al nostru. Patrick, acest râb luat tot de la Barcelona, tot de la aceeași Barcelona B, jucători talentați, spun eu, care... Eu zic că vor crește mult, însă na, avem și noi jucători de valoare mai mare. Iasmila Tovlevici, oricum ăsta s-ar putea să fie unul din ultimele sezoane la Steaua. Oricum este destul de bătrân și la Tovlevici. Urmează și debutul nostru împotriva Astrei în Supercupa României, acolo unde sperăm să facem performanță. Da, suntem în direct la Luc TV, Ultra debutează pe Banca Stelei în Supercupa României și vrea să câștige acest trofeu împotriva Astrei, câștigătoarea Cupei României, tot împotriva Stelei la penalti 4-2. Sperăm că nu va fi ce a fost în realitate aici. Iată o primă ocazie a lui Astra, că se poate numi așa, un șut al lui Budescu lăsat cu încredere de Arlauschi să iasă afară. William de Amorin, care nostru, pasează la Budescu, Budescu apără Arlauschi, după ce Budescu a tras un șut foarte, foarte slab. Arlauschi însă a fost pe poziție acolo și a reținut fără probleme contraatacul Stelei prin Adi Popa la centru pentru Dăguța, fac superbă pasă pentru Chipciu, Alex Chipciu în careu, Alex Chipciu peste poartă, le-am dat replica celor de
de la Astra prin Kipciu, care a fost lansat foarte bine de Țafac, un fake shot foarte bun, iar șutul este puțin peste poartă. Fernando Varela fără probleme, Țafac o nouă pasă excelentă peste apărarea Astrei pentru Kipciu, gol! Este Stanciu! Stanciu marchează 1-0 pentru Steaua. Stanciu este cel care marchează, nu Kipciu. Lansat excelent de Donguț Afac cu o nouă pasă peste apărarea Astrei, superbă pasă a lui Afac, iar Stanciu găsește o incredibilă finalizare din vole care îl învinge pe Silviu Lung Junior. 1-0 pentru Steaua în minutul 26. Steaua este în avantajul Astrei cu 1-0 datorită golului foarte frumos al lui Stanciu. Iată-l din nou pe Donguț Afac, pasează foarte bine la Adi Popa, retrimite lui Afac, Donguț Afac, gol! La debut pentru Afac, 2-0, Afac marchează și la debut. Un debut excelent și pentru antrenor și pentru jucător, achizițiile luate de noi își fac banii. Superbă execuția lui Donguț Afac, îl învinge pe Silviu Lung Junior. 2-0 pentru Steaua la 3 minute după golul lui Stanciu, marchează și Țafac chiar la următoarea fază, dacă stăm să ne gândim în timp real. În minutul 29 este 2-0 pentru Steaua București. Astra încearcă acum să construiască și ea ceva periculos. Lansare pentru William de Amorin. Nu este de fapt Hinde Fatai. Arlauskis încă o dată reține destul de încrezător pe în acest meci Arlauskis. Adi Popa pentru Kipciu, Țafac o nouă pasă pentru Stanciu. Stanciu însă Ben Youssef întoarce balonul acolo la... La ban recuperează în care un nostru pe greșeala noastră, la ban pentru Mățel, Mățel în care face furori, Mățel nu prinde cadrul porții, a tras și printre picioarele lui Fernando Varela, dar tot degeaba Gabi Mățel a avut o șansă uluitoare ratată, însă decizia asta este bine pentru noi că au ratat atâtea ocazii, sunt foarte frustrați acum cei de la asta. Iată pe Kipciu, Kipciu schimbă partea, îl vede bine urcând pe Stanciu, Nicușor Stanciu, frumos, fake shot, Stanciu pasă pentru Donguț Afac, Țafac! Apără însă Silviu Lung, a avut mult de treabă în această primă repriză Silviu Lung, care este pe final, va chiar să încheie 2-0 la pauză pentru Steaua, Țafac și Stanciu sunt autorii golurilor. Kipciu recuperează foarte frumos, Kipciu în careul advers și continuă, Kipciu, gol! Kipciu, 3-0, 3-0, marchează bine și Kipciu, atacantul nostru reușește să-l învingă pe Silviu Lung. După o cursă nebună a recuperat foarte bine priviți aici, pentru a doua oară recuperase, două recuperări consecutive și șut în plasa laterală care nu-i dă nicio șansă lui Silviu Lung Junior. 3-0, minutul 82, marcăm un gol și repriza secundă, acesta a fost prin Alexandru Kipciu, dintr-o fază creată de el singur, fază proprie al Kipciu și gol marcat de acesta, după cum vă spuneam, este 3-0 pentru Steaua, meci super pentru toată echipa, atacanții noștri au marcat goluri, deci echipa este foarte bine, foarte bine construită. Ca Stanciu la Donguța Afac pentru Kipciu, mai departe la Adi Popa, Adi Popa în fața golului 4, Adi Popa, apără Silviu Lung, iar acum un șut al lui Varela, Stanciu apără încă o dată Lung, Stanciu, bara lui Stanciu, oh my god, câte ocazii pentru Steaua nefructificate. Deci nu a fost meci, să zicem, 3 ocazii, 3 goluri. Am avut și ocazii destul de multe, în special și prin Adi Popa, care a mai avut un șut periculos la poarta lui Lung în prima repriză. Iată pe Kipciu, suntem pe finalul meciului, Kipciu deposedat însă de Takayuki Seto, acum William pentru Alexandru Ioniță, Ioniță, jucătorul luat de la Rapid pe 600 de euro, Agustinio și Seto, iar meciul se încheie, Steaua câștigă Super Cupa României împotriva Astrei cu 3-0, marcătorii au fost Stanciu, Țafac și cu Kipciu, cei care au marcat pentru victoria Stelei cu 3-0 împotriva Astrei, e dezamăgită total, ce să mai... Arlauskis și el nu a avut foarte mult de lucru, dar ce a fost de apărat a reușit să apere și eu să spun că sunt destul de mulțumit de acest portar de 26 de ani, Arlauskis luat pe nimic de asta, după cum știm, și spun eu că își face banii că l-a luat liber de contract.
Steaua este, de fapt noi suntem în delir pentru că la debut am reușit să câștigăm chiar un trofeu, am câștigat Supercupa României împotriva Astrei la un debut care au mai debutat și doi jucători alți de la Barcelona, Costin Iosa și cu Donguța Fac chiar cu un gol și o pasă de gol. Va fi foarte interesant cine o să fie o meciului, el are unele dintre cele mai mari șanse acest Donguța Fac. Pentru că a dat un gol și o pasă de gol. O pasă de gol să nu uităm pentru superbul gol al Stanciu. Și iată Supercupa României. Parcă este Cupa Mondială câștigată de steliști. Jucătorii se uită la ea parcă ar fi borcană cu miere. Dar s-a fac omul meciului cu o notă de 9,9. Super debut și pentru antrenor și pentru jucător. Un meci de vis pentru Steaua și privisi al derby urmează tot cu Astra în campionat. Aceștia vor să își ia revanșa împotriva Stelei. Oare vor putea face asta? Oare vor putea? Bani nu mai avem foarte mulți pentru transferuri. Nu știu dacă vom mai face transferuri. La ofertă de împrumut pentru Valentin Lemnaru care abia l-am luat. Da, o să-l împrumutăm pe Lemnaru. Țafac și Chipciu sunt niște atacanți foarte buni. Deci avem. Avem jucători, a plecat și Luca Sucala pe 1.500.000 la Southampton, iar fundaș central avem. Cam atât, dragi prieteni, acesta a fost primul episod. Aș vrea să vă amintesc să nu uitați de cele 100 de like-uri, să apăsați fiecare care vă uitați la acest prim episod, butonul de like și să vă spun de peste 2014 dacă vreți să jucăm. O să facem ceva de genul Steaua în Liga Campionilor și o să joc dacă eu cu mâță într-o echipă, în echipa Steaua București. O să vă lăsăm în descriere un link unde să votați dacă să facem cu PES 2014 sau nu. Eu am fost Ultra, rămâneți cu bine, sayonara!